Bună ziua! În acest tutorial vom învăța cum să instalăm sistemul de operare Ubuntu pe o mașină virtuală. Dar, înainte de a începe procesul de instalare, trebuie să revenim la un slide prezentat anterior și să înțelegem ce ne dorim de la sistemul de operare Ubuntu pe care îl vom instala. În principal, vom instala sistemul de operare Ubuntu, care să ruleze în mașina virtuală, dar nu va fi orice fel de sistem de operare, ci un sistem de operare capabil să comunice cu sistemele noastre embedded externe, capabil să compileze kernelul sistemului de operare, să realizăm diferite programe pe care apoi să le rulăm pe sistemul nostru embedded. Din acest motiv, vom avea nevoie de o conexiune serială, cu ajutorul căreia vom comunica cu Ubuntu pentru a înlesni și a configura în mod corect procesul de bootare. Ulterior vom trimite printr-o placă Ethernet care va face conexiunea între sistemul embedded și mașina noastră virtuală, kernelul sistemului de operare și evident vom avea nevoie de sistemul de fișiere care îl vom dezvolta local într-o primă etapă și prin intermediul protocolului Network File System, sistemul embedded îl va accesa și va lucra cu el. Ulterior vom transfera și acesta către sistemul de operare embedded, astfel încât acest sistem de operare embedded să fie un sistem independent. Mai mult, în afară de conexiunea serială, de conexiunea pe Ethernet, care sunt necesare comunicării cu sistemul embedded, avem nevoie de o conexiune la internet, de sistemul nostru de operare și internet pentru a descărca diferitele pachete de programe, pentru a găsi informații. Deci, acesta este obiectivul și aici dorim noi să ajungem. Acum, trecem puțin mai departe și vom spune că sistemul de operare Ubuntu vine cel puțin în două versiuni. O versiune standard care se lansează la fiecare 6 luni, sunt cele care sunt figurate aici cu galben, și la care firma oferă suport timp de 9 luni, și o versiune de tip LTS, Long Term Support, o versiune care vine din 2 în 2 ani, și această versiune este capabilă să îmi ofere un suport pe o perioadă mult mai lungă de timp. De exemplu, versiunea care s-a lansat în 2016, 16.04, îmi oferă suport până în firmă, compania mea îmi oferă suport până în 2021. Acum, eu vă sfătuiesc pe dumneavoastră să instalați în principal versiunile de tip LTS și nu ultima versiune care există pe piață la un moment de timp, deoarece, în principal, aceste versiuni în primul moment când sunt lansate pe piață, au diferite bug-uri, diferite probleme în interiorul lor și ulterior ele sunt peciuite, dar durează un interval de timp. Noi vom lucra cu 16.04, cu această versiune de Ubuntu, care a fost lansată în 2016 și până în acest moment, dacă au existat probleme, în cea mai mare parte le-au fost corectate, dacă nu, vor fi corectate. Oricum, suportul este până în 2021. Pentru a instala componentele care sunt necesare suportului acestei mașini virtuale, avem nevoie de VMware Workstation, care este o componentă care este gata instalată, dumneavoastră o veți descărca, o veți instala. Și avem nevoie de, să zicem, imaginea sistemului de operare Ubuntu, care se găsește foarte ușor, fișierul ISO. Mergeți pe ubuntu.com. Iar aici o să vă duceți pe partea de download și vă duceți pe ideea pe partea de desktop. Așteptăm un pic. Iar după cum vedeți, prima opțiune pe care vă este prezentată dumneavoastră este fix acest sistem de operare și aveți evident și versiunea 17.10 care este mai nouă și a fost uh,
și o puteți descărca și pe ea, dar după cum am zis, vă sfătuiesc să luați o versiune care, să zicem, până la ora actuală este stabilă, dacă vreți. Ce recomandă firma pentru ca suport minim de instalare? 2 GHz, un dual core processor sau mai mult, 2 GB sistem, memorie sistem și 25 GB hard disk, spațiu liber pe hard disk. Acum, eu am descărcat, nu mai durează puțin și vom începe să instalăm pe o mașină virtuală. Un moment. Da, deci odată cu lansarea VMware-ului, veți obține această fereastră. Veți duce și veți selecta o nouă mașină virtuală. Mergem pe partea de custom, astfel încât să putem să setăm cât mai multe din... să putem să alegem cât mai multe din dispozitivele pe care le vom instala, să putem să configurăm în mod corect. Să zicem puțin mai departe. Și acum, în cazul meu, să zicem, fișierul ISO cu kitul de instalare sistemului operare Ubuntu este în această locație. Selectați că doriți instalarea să se realizeze dintr-un fișier de tip disk image. Mergem mai departe. Vedeți, aici aveți ceea ce se numește un Easy Install Information. Deci, VMware-ul dă posibilitatea acestei opțiuni, Easy Install, care în principal, conștientizând, înțelegând ce sistem de operare este în spate, ce sistem de operare se va instala, realizează anumiți pași în locul nostru, fără ca noi să mai fim obligați să introducem, dacă vreți, manual, să mai facem manual aceste lucruri. În schimb, ceea ce este într-adevăr important este că se instalează prin acest Easy Install un VMware Tools, deci niște pachete care se includ în imaginea sistemului de operare Ubuntu pe care noi îl vom instala și care ne vor permite nouă să comunicăm mai ușor, să transferăm date. Evident, dacă nu mergeți pe această opțiune, aveți posibilitatea să instalați acest pachet ulterior. În cazul meu, să zicem, acest sistem se va numi curs embedded, username-ul mdobre, în cazul meu particular, punem o parolă curs și mergem mai departe. Unde ne-l va instala? Voi alege o cale pe calculator, un alt fișier. De exemplu, aici instalez mașinile virtuale și vom pune aici această cale. Să zicem mai departe, numărul de procesoare. Acum, cu toate că acolo era recomandat măcar un dual core, experiența îmi spune că merge și cu un singur core. Acum, în schimb, ce v-aș ruga pe dumneavoastră să puneți un dual core în ideea în care calculatorul dumneavoastră, de exemplu, ar avea minim 4 nuclee. Dacă calculatorul dumneavoastră are 2 și dumneavoastră alegeți 2 nuclee și alegeți pentru mașina virtuală să aibă 2 procesoare, evident că vor apare probleme. Voi lăsa în cazul meu un core. Trec mai departe. Vedeți, el îmi recomandă implicit 1 giga. Sistemul meu, având 8 giga de RAM, îmi permit și merg până la 2 giga, astfel încât să rămână 6 pe sistemul local. În principal, observați aceste limite, memoria recomandată maximă și memoria maximă recomandată, zicem, ar fi 6 giga. Oricum, cerințele de sistem a unui sistem de operare Ubuntu sunt mult mai joase decât a unui sistem Windows 10, de exemplu. Mergem mai departe. Aici este o mică discuție în legătură cu plăcile de rețea pe care le avem și trebuie să înțelegem ce selectăm. Avem această placă care se numește Bridge Network.
Această placă, alegând o astfel de placă și noi, să zicem, ca o primă opțiune vom merge pe această placă, sistemul de operare va avea o placă de rețea cu propriul IP, iar sistemul de operare host, adică Windows 10, cum este situația mea, iar sistemul de operare virtual va avea și el o placă virtuală de memorie care va avea un IP unic din aceeași clasă și de același tip cu a plăcii sistemul de operare host a Windows-ului 10, astfel încât eu să fiu capabil atât din cadrul sistemului Ubuntu să ies către exterior, cât și din exterior să fiu capabil să mă conectez la sistemul Ubuntu, ceea ce noi ne vom dori în momentul în care vom transfera imaginea sistemului de operare. Deci vom dori ca sistemul embedded să fie capabil să se conecteze în mod direct la sistemul Ubuntu, la sistemul pe care vom dezvolta ulterior toate componentele necesare sistemului de operare embedded. Și a doua opțiune, se merge pe ideea, este ca și cum dumneavoastră ați avea un router. Calculatorul host, sistemul de operare Windows 10, va avea un IP. Toate sistemele, sistemele de operare virtuale care vor lua pe acest Windows 10, cum este sistemul de Ubuntu, va avea o altă adresă de IP și evident se va face o conexiune între aceste două plăci. Și prin această modalitate, sistemul Ubuntu va fi capabil să iasă către exterior, către internet, de exemplu, să ia date, dar în schimb nu va oferi posibilitatea ca să mă conectez din exterior către sistemul meu virtual. Este ca și cum aflu în spatele unui router. Această placă noi o vom folosi și o vom configura în momentul în care vom instala conexiunea către internet, ieșirea către internet. Da? Deci, teoretic, aici vom folosi o placă de rețea de tip bridge, iar aici vom folosi o placă de rețea de tip NAT. Și este ultima opțiune care permite oarecare conexiune și care permite doar conectarea de la sistemul host către sistemul virtual, sistemul de operare Ubuntu, și doar această conexiune care, în cazul nostru, nouă, pe noi ne interesează. Evident, noi avem și opțiunea să nu alegem niciuna, să nu avem placă de rețea, ceea ce, în cazul nostru, nu este o alegere înțeleaptă. În rest, lăsăm așa, inclusiv aici. Aici alegeți prima opțiune în care mi se va crea un hard disk virtual și acest hard disk virtual, în principal, va crește în timp ce noi vom include date și ne va mai ajuta și ne mai va ajuta el fiind partiționat în mai multe sisteme, da? Nu într-o singură bucată, ne va ajuta pe noi în momentul când vom transfera dintr-o parte în alta, vom copia această mașină virtuală. Punem 25 de giga. Oricum, acești 25 de giga vor fi partiționați în două partiții, o partiție pe care va sta sistemul de operare Ubuntu și o partiție de swap, în care, teoretic, vom avea, dacă am ales 2 giga de RAM, vom avea o partiție de 2 giga de swap, care va fi o bucată din acest hard disk de 25 de giga. Și acest lucru ne va ajuta pe noi, în principal datorită faptului că, spre deosebire de swap-ul din Windows, care este un fișier în cadrul partiției C, unde se află sistemul de operare, evităm fragmentarea acestei memorii swap, care ne va permite să lucrăm puțin mai repede. Vom spune că acest hard disk să fie rupt în mai multe bucăți. Să zicem mai departe, cum se va numi acest fișier, acest hard disk virtual? Este denumire la fel de bună ca oricare alta. Aici mai trebuie să mai facem, să mai customize puțin partea de hardware. Și vedem 2 GB de RAM, un procesor, vedem prima placă de rețea de tip bridge și vom mai adăuga o placă de rețea care de data asta va fi de forma NAT, Network Address Translate, cea a doua placă. Și, după cum ați văzut, mai avem nevoie inclusiv de o conexiune serială, care putem să o punem acum.
care în cazul meu va folosi portul serial comun. De fapt, veți vedea că în sistem, acest sistem de operare, acest VMware care susține sistemul meu de operare Ubuntu, lucrează foarte bine cu dispozitive de tip USB și noi de fapt vom folosi pentru această situație, vom folosi un conector USB extern și atunci îl vom configura când ne va veni momentul. Din acest punct de vedere am terminat teoretic configurarea și pornim procesul de instalare în care maximizați și așteptăm și acum sistemul de operare va începe să se instaleze încetul cu încetul. Acesta este un proces care durează, nu foarte mult, dar durează. Și din acest motiv, imediat vom opri filmul și vom relua filmul în momentul când s-a finalizat și deja putem să avem, să mai facem un pas în configurarea corectă a acestui sistem de operare. Am instalat acest sistem de operare Ubuntu, deoarece în principal noi vom dezvolta un sistem, vom dezvolta componentele unui sistem de operare Linux care va rula pe sistemul embedded și cel puțin la ora actuală eu nu cunosc să existe capacitatea de a dezvolta toate aceste componente din Windows care apoi să fie rulate, să fie mutate în sistemul de operare Linux. Din acest motiv avem nevoie de un Linux pe care să vom dezvolta un alt sistem de operare Linux. Ok, instalarea s-a finalizat. Ne logăm. Și observăm interfața grafică cu utilizatorul din cadrul sistemului de operare Ubuntu. Putem, pentru început, să schimbăm rezoluția monitorului, care este una, să zicem, mai micuță actualmente. Ia să vedem acum cum facem. Puțin. Și teoretic avem o rezoluție mai mare. Acum, Ubuntu este o distribuție Linux. Asta înseamnă că o componentă principală a sistemului de operare Windows este o componentă de management a acestui sistem de operare, a fișierilor care există în el, care îmi permite mie, într-un mod unitar, să fac upgrade, să fac update la componente, să adun noi componente, să înlătur noi componente și așa mai departe. În principal există un store de unde puteți descărca în mod grafic diferite tipuri de componente. Da? Le aveți grupate pe categorii și puteți descărca tot ceea ce doriți. În cazul nostru vom utiliza o linie de comandă astfel încât să putem să facem update, acesta fiind un sistem de operare lansat în 2016, dacă nu mă înșel, până în sfârșitul 2017, începutul 2018, mai există, s-au lansat multe componente. Și atunci, căutăm un terminal, îl luăm și îl punem pe taskbar, închidem și acum, observați această comandă apt-get, care se lansează în linie de comandă și care ne permite să instalăm un pachet software, atât timp cât îi știm numele acestui pachet, să-l înlăturăm. Toate aceste pachete, toate aceste, să zicem, locuri de unde sunt descărcate aceste pachete, le găsim într-un fișier poziționat aici. Dacă vrem să, primul pas pe care îl vom face va fi să adaptăm această listă, poate între timp cei de la
care produc sistemul de operare Ubuntu și au schimbat anumite servere, da? Și atunci este bine să avem ultimele informații. Și ceea ce ne va interesa pe noi în mod principal este această upgrade a distribuției care ne va permite să instalăm noile componente, noile versiuni ale componentelor, eventual dacă sunt componente care au fost, să zicem, sau perimat, să fie înlăturate, astfel încât în final noi să avem ultima versiune a tuturor componentelor din cadrul sistemului de operare. Iar la sfârșit, evident, putem să curățăm hard disk-ul de tot ceea ce a rămas în urmă. Mergem mai departe și, de exemplu, haideți să vedem la ora actuală cât avem din hard disk liber. Vedeți, teoretic este utilizat 3,8 giga și avem available liber, disponibil 18 giga. Facem update la baza de date, deci mergem pe sudo, care în mod principal ne va da dreptul de utilizator de root. Curs, parola. Așteptăm un moment, baza de date a fost updatată. Iarăși, ca o deosebire față de sistemul de operare Windows, închiderea unui fereastră este în partea stângă sus și nu dreapta sus. Și vom face update la sistemul de operare. Ne spune că după această operație 347 de mega vor fi utilizați în plus. Suntem de acord. Și evident acum urmează descărcarea pachetelor și instalarea acestora, care are și această operație care va dura puțin. De acest motiv vom reveni la sfârșitul, în momentul când se va finaliza această operație. Ok, procesul de instalare s-a finalizat. Trebuie doar să mai curățim pachetele care au fost descărcate. Să vedem dacă internetul merge. Asta ne va spune dacă s-a configurat corect prima placă, o placă de rețea. Ne interesează momentan cea cu NAT-ul. Și mai de să mergem. Ok. Tot este configurat. La ora actuală avem un sistem de operare Ubuntu, instalat pe mașină virtuală, funcțional. Iar în tutorialele care vor veni, vom face pașii următori, de exemplu, cum putem să comunicăm, să schimbăm date cu sistemul host, sistemul Windows 10, care susține această mașină virtuală și acest sistem de operare. Vă mulțumesc, o zi frumoasă!